Clopoțica. Povești cu zâne. În acea zi, încă un copil râse pentru prima dată. Râsul zglobiu al bebelușului zbură pe fereastră, se agăță de un puf de popodie și zbură cu el departe, departe, la capătul lumii oamenilor, în valea ielelor, unde își aveau casă zânele. Iar când ajunse acolo, se transformă într-o zână nouă. Regina Clarion o întâmpină cu bucurie. Venise timpul să-i descopere talentul. În cercul magic de aur se aflau tot felul de lucruri, dar când zâna încerca să le atingă, ele se topeau în aer. Și dintr-o dată, un ciocan de piatră se aprinse cu o strălucire magică. Iată pe noua membră a Bresle Cărpacilor, zână Clopoțica, zise Regina Clarion. A ajuns la momentul potrivit. Anotimpurile se vor schimba dintr-un moment în altul, strigară doi cărpaci entuziasmați, Clank și Bolopoc, ducând-o pe Clopoțica într-o călătorie sus, sus de tot. I-arătară iarna, toamna și primăvara, iar în scurt timp ajunseră în zona cărpacilor și o conduseră la noua ei casă. Clopoțica era încântată. Deși rochia pe care o pregătiseră Clank și Bolobov era mult prea mare pentru ea. Dar la ce sunt bune foarfecele? Hâști, hâști! Și rochia îi se potrivi ca o mănușă. Acum mai trebuia doar să-și prindă părul ca să poată lucra în atelier. Acolo era mult de muncă. Așa că zâna Maria, supraveghetoarea cărpacilor, era bucuroasă de sosirea unui nou ajutor. Clank, Bolobok și Clopoțica descărcară cele necesare pentru făurirea lucrurilor de primăvară și plecară pe pajiște. Iridesa apucă cornul în care era strâns curcubeul și din el desfășură o frumusețe de arc multicolor. E perfect! Îl duc în lumea oamenilor. Acolo, anotimpurile se schimbă mereu, explică ea Clopoțicii. Încântată de idee, Clopoțica visa și ea să devină o zână a naturii, ca și Iridesa, să viziteze lumea oamenilor. Zâna Silvermist îi arătă cum să facă picături de rouă și să le împrăștie pe pânzele de păianjen, dar toate picăturile de apă se spărgeau în mâna Clopoțicii. Zâna Iridesa încercă și ea să o învețe cum să le dea lumină licuricilor. Dar Clopoțica reuși doar să se facă pe ea însăși să strălucească. Zâna Fauna îi arătă cum să învețe să zboare pe puii de pasăre. Dar când încercă și Clopoțica, puiul se sperie și se ascunse din nou în coaja oului său. Nu sunt stare de nimic, nu să zbor niciodată în lumea oamenilor, zise Clopoțica, supărat. Stătea gânditoare pe malul mării, văzu o cutie muzicală, prin de diferite alte obiecte pierdute, strânse acolo. Se duse să o cerceteze, foarte interesată. Când sosiră celelalte zâne, Clopoțica porni mecanismul misterios, iar atunci balerina grațioasă din porțelan începu să se învârtă pe o muzică melodioasă și frumoasă ce răsuna din cutie. Clopoțica reparase cutia muzicală stricată. Hei, ai un mare talent de cărpaci, spuse răzânele, dar Clopoțica încă era nemulțumită. I-ar fi plăcut mult mai mult să fie o zână a naturii, să meargă pe continent. Te rog, învață-mă cum să spor și eu ca vântul, o rugăia pe zâna rapidă Vidia. Dacă vrei să fii o zână a naturii, prinde ciulinii săltăreți, zise vicleana Vidia. Neștiind că nimeni nu reușise să îmblânzească vreodată aceste buruiene suferite, Clopoțica făcu un țarc. Apoi fugări ciulinii prin iarbă și când aceștia intrară în țarc, îi închise. Dar ciulinii scăpară cu ajutorul Vidiei. Degeaba încerca acum Clopoțica să-i mai prindă. Buruienile fugeau orbește înainte, lovind animalele, înțepând zânele aflate la lucru și distrugând totul în jurul lor. În urma lor rămase un loc devastat, ca după o bătălie. Regina Clarion veni să vadă ce se întâmplase și să estimeze pagubele. Totul e distrus. Va trebui să întârziați primăvara, zise ea, frângându-și mâinile. Vina mea,
pare rău, răspunse clopoțica plină de remușcări și hotărâ să părăsească Valea Ielelor. Poate, totuși, aș putea construi o mașinărie care să pregătească repede proviziile pentru primăvară, se gândea plină de speranță și imediat se puse pe lucru, folosind lucruri pierdute. Când planul mașinăriei fu gata, se găsiră o mulțime de ajutoare care munciră împreună să o construiască. Și reușiră. Datorită mașinărilor geniale inventate de clopoțica, toate cele necesare pentru începerea primăverii fuseseră refăcute la timp. De acum, primăvara putea sosi în orice moment. Clank și Boloboc aduseră cutia muzicală reparată. Am dat și eu peste ea, acum multă vreme, dar nu am știut cum să o repar, însă tu ai reușit, clopoțico. Poți fi mândră de tine, zise Zâna Maria. Și împreună cu regina Clarion, hotărâ ca tocmai clopoțica să meargă în lumea oamenilor, ca să-i ducă înapoi cutia proprietarului, care locuia la Londra. Când clopoțica ajunse la Londra, orașul arăta cenușiu și trist, însă zânele începură să-și facă treaba. Gheața se topi, ninsoarea se opri, copaci înverziră, florile îmbobociră, iar păsările începură să ciripească peste tot. Era cea mai frumoasă primăvară din ultimii ani. Clopoțica pluti printre case, când, dintr-o dată, cutia muzicală prinse a străluci cu o lumină aurie în dreptul unei ferestre. Era semn că Zâna ajunsese la destinație. Puse cutia pe pervaz, bătu un geam și se ascunse. După o clipă, la fereastră apăru o fată chemată de clinchetul auzit. Privind bucuria acesteia, când își descoperi lucrul pierdut, clopoțica se simți minunat, pentru că a fi o zână cărpaci putea însemna să aduci multă bucurie.